Ăsta este cântarul. Cine vrea să vadă cântarul la Salcâm, ăsta este. Să uită după albina de cade pe urdiniș. Nu e multă albina. E seara. Te-am mică, îl încurc pe ăsta. Salcâm 1 aproape terminat. Mai stăm câteva zile și eventual depinde ce ne spune cântarul de la Salcâm 2 când o să mutăm. Mai stăm aici până cântarul de la Salcâm 2 îl depășește pe ăsta de la Salcâm 1. Salcâm 1, putem spune că suntem mulțumiți. Nu am avut niciodată cantități mari, pentru că Salcâm 1 e pe nisip. Ce pretenții să ai de pe nisip? Trebuie să te mulțumești cu puțin. Și în ultimii ani cam asta merge la noi. Ba merge un salcâm din 3, ba adunat să faci un cules bun. Cam asta este și anul ăsta. Încă mai este și salcâm. Vedem la final ce o să fie. Am zis să fac o filmare și de aici. Ca amintire. Ca amintire, nu trebuie să înțeleagă nimeni nimic. Opa! Anul ăsta avem cu noi 4 copii. Fiecare cu stupii lui. Viitori apicultori. Aici e lucrarea copiilor. Apropo, aveam o singură matcă de copac, din copac luată, ăsta alb, și deja l-am găsit cu boci. Este singurul care a și intrat în friguri. Am lăsat-o de curios să văd și eu despre ce e vorba, dacă îl pot stăpâni pe ăsta, prin metode simple, bineînțeles. L-am găsit cu boci, am rupt bocile și am dat spațiu, am mai băgat un cat acolo la mijloc. Acum, data viitoare, când o să vin pe el, să vedem dacă se răzgândește sau își continuă treaba. Ăștia sunt stupii altor copii, lucrarea lor. M-au pus aici pe cadrul ăsta și la jumate n-au pus sub piciorul ăla lemne și s-a îngropat în pământ. Dar să ține unul într-altul, nu mai cad, s-a prins unul într-altul în capace. Îți legați peste capace, stau așa. Aici se vede bine că e ăla albastru. Cântarul. Mortalitate mică. Albina cu minte, eu sunt în mânecă scurtă, nu mă atacă. Își vede de treabă albina. Și am spus, este seară.
recunoaște, nu știu exact câți stupi sunt. Da. 40, 80, 120, undeva la 200 și. Acolo sunt și copiii. Andrei, Cristi, Albert și Darius, ca să știe și ei. Facem echipă puternică, În câțiva ani de zile, nu se știe, poate facem vreun pastoral și prin Moldova, că acolo ce ar merge salcâmul bine, nu ca pe aici, pe la noi, pe nisip. Mare lucru, venim 200 de kilometri până aici, ce mare lucru să o luăm și spre Moldova, 200 de kilometri aproape ajungem. Într-o noapte suntem acolo. Apropo, de data asta am adus o singură noapte pe toți, cu mai multe mașini. N-am mai făcut două curse. Cursa 2 eu am făcut-o la Salcâm 2 cu remorca a doua. Mi-e un pic ciudă pentru că Salcâmul 2 încă nu a început, abia de aici încolo eventual să înceapă, dar vedem, încă nu știu, deocamdată este pe zero, am putea spune. Dacă aș fi adus-o și remorca respectivă aici, aș fi câștigat, să zicem așa, asta este, nu știi când dă și cum merge. Dar mi s-a întâmplat în alți ani când am lăsat și la Salcâm 2 remorcă și am mers mai bine acolo. Anul ăsta, dacă i-aș fi adus și pe aia tot la Salcâm 1, ar fi fost bine. Asta este, nu-i problema. Noi să fim sănătoși. Bun, deci este sâmbătă, da? Sâmbătă, vedem săptămâna viitoare, clar, pentru că floarea este pe terminat. O să plecăm. Ori la Salcâm 2, ori acasă. Cam asta este. Ne auzim, sănătate și spor.